Ce e în cutie? Dimensiunile cutiei sunt nu contează, pe cui îi pasă, pe 8 cm jumate. În cutie, oamenii amabili de la fabrica Wacom au pus următoarele. Tabletă grafică cu ecran, ceea ce e minunat pentru că ăsta e produsul cumpărat. Creionul digital, numit stylus. Niște hârtii cu instrucțiuni desenate, probabil tot pe o tabletă Wacom, despre instalare. Alimentatorul USB cu adaptor pentru priză europeană. Sete de cabluri care sunt combinate împreună într-un singur mănunchi. Cum se conectează? Wacom a marcat și pe cutie și pe instrucțiuni foarte clar cum se conectează cablurile. Dacă ați asamblat mobilă de la IKEA vreodată și a ieșit ce ați cumpărat, nu o să aveți dificultăți. Cablurile se conectează cu USB-C într-o parte în tabletă, iar în cealaltă parte cei trei conectori la calculator USB-A și HDMI și respectiv în priză mufa USB mai voluminoasă. Specificații. Ecranul tabletei are o rezoluție Full HD 1920 cu 1080 pixeli, iar creionul înregistrează 4096 nivele de presiune. Cablurile sunt normal de lungi. Cum se instalează? Ca tableta să funcționeze corect, e nevoie să instalați driverul Wacom găsit la adresa wacom.com/download, menționată și pe instrucțiuni. Până nu instalați driverul, e posibil ca Windows să vă spună că a instalat tableta, însă aceasta să nu funcționeze corect. La fel ca un copil, care are frișcă până și pe sprâncene și cu toate astea susține în continuare că n-a mâncat din tortul din frigider. De asemenea, pentru calibrarea ecranului, ajustarea presiunii sau configurarea butonului de pe stylus, e nevoie de aplicația Wacom care se instalează odată cu driverul. Cum se folosește? Stylusul e practic un mouse de altă formă și care are câteva funcții în plus, cum ar fi nivelele de presiune. Esențial ca să poți începe să folosești tableta e să înțelegi câteva lucruri. Creionul funcționează și fără să atingi tableta, la câțiva milimetri deasupra ei. În felul ăsta, miști cursorul pe ecran ca și cum ai mișca mouse-ul pe birou. Vârful creionului e butonul stânga de la mouse, așa că atunci când pui creionul pe tabletă, faci click stânga. Creionul are și un buton pe lateral, care poate fi configurat să facă orice ai nevoie. Mai puțin cartofi prăjiți. Tableta are buton de on-off și de asemenea doi suporți pe spate care îți permit să o așezi într-o poziție înclinată pentru desen sau dacă ai vărsat cafea pe ea și vrei să se scurgă mai repede. Fiind practic un monitor, se poate folosi ca ecran secundar la calculatorul la care e legată atunci când nu desenezi. Calibrare. În general, tabletele grafice Wacom sunt calibrate foarte bine din fabrică, dar uneori e nevoie să modifici calibrarea în funcție de poziția și unghiul tău față de tabletă. Calibrarea se face din aplicația Wacom și e extrem de simplu. Singurul lucru mai simplu decât să calibrezi o tabletă Wacom e probabil să te uiți pe geam un pic. Software. Ca să nu ai nicio scuză să nu desenezi odată ce ai cumpărat tableta, Wacom oferă mai multe programe de desen, luat notițe, editat fotografii sau colaborat online și educație. Pentru că da, o astfel de tabletă grafică nu e folositoare doar pentru desen. Mulți profesori și educatori o folosesc ca instrument de bază pentru cursurile online. Profesioniști din domenii care n-au legătură cu desenul o folosesc pentru brainstorming sau mind mapping, desenat diagrame sau pur și simplu măzgălit în timpul vreunei ședințe plictisitoare. E ideală pentru fotografii care vor să-și retușeze pozele, adică cam orice fotograf profesionist. Retușul e nelipsit și esențial pentru majoritatea domeniilor creative. Pentru a veni în sprijinul tuturor persoanelor, indiferent de domeniu, Wacom a inclus o grămadă de software și lista completă cu detalii o găsiți în pagina produsului și evident în cutie. Link în descriere. Pentru pagina produsului, nu pentru cutie. Mențiuni. Tableta grafică Wacom One funcționează și cu anumite telefoane Android de la Samsung și respectiv Huawei. Lista completă în pagina produsului. Pentru conectare, e nevoie de un adaptor separat care să se lege la telefon cu USB-C și care să ofere porturi USB și HDMI. Creionul e foarte ergonomic și ușor și nu necesită încărcare niciodată. Ca dimensiuni, este mult mai mic decât podul de la Basarab, dar mai mare decât o poză cu podul de la Basarab. De menționat de asemenea că există și alte variante de creion digital compatibil cu Wacom One, un exemplu bun fiind Staedtler Noris Digital. Pentru mai multe detalii legate de ce sunt tabletele, de câte feluri sunt și cum funcționează, recomand videoul despre toate tabletele existente. Link acum pe ecran și în descrierea clipului. Spor la desen!